Salutare, prieteni, și bine ați venit! De ce scade producția de ouă la găini vara sau uneori chiar se opresc găinile din ouat? Haideți să vedem care ar fi cauzele și cum putem să ajutăm noi găinile ca să ne facă ouă în această perioadă și vizionare plăcută în continuare! Încă o dată, salutare, dragi prieteni, și bine ați venit sau ați revenit pe canalul nostru de YouTube, după cum știți, Delia și Alex. Tot mai mulți alegem să creștem găini la casă pentru ouăle lor proaspete, gustoase, foarte sănătoase, dar și pentru carne de pui extrem de bună, care este crescută practic de noi acasă. Dar ce facem dacă noi vedem că mergem să luăm ouăle de la găini și din păcate găsim tot mai puține ouă sau chiar nu mai găsim ouă absolut deloc în cuibar la găini? Atunci toți ne punem întrebarea ce am făcut greșit sau ce s-a întâmplat de găinile noastre nu mai fac ouă. Toți știm că acum este căldură, este vară, este caniculă și găinile noastre suferă de căldură la fel cum suferim și noi oamenii. Haideți să vedem, dragii mei, împreună care ar fi motivele din ce cauză nu mai ouă găinile noastre pe perioada verii, dar și cum le putem noi ajuta ca să ne facă în continuare ouă proaspete și gustoase. Cauzele pot să fie numeroase, pot să fie multe cauze. Cel mai important pentru găini trebuie să fie curățenie, ca și la toate animalele care noi le avem în gospodărie. Curățenia este foarte importantă, dar la fel și apa. Trebuie să schimbăm apa, mai ales acum vara, pe perioada verii, când este caniculă, de cel puțin 2-3 ori pe zi și să avem grijă să punem undeva la umbră bolul cu apă sau în ce punem noi apă la găini, ca să țină cât mai mult timp apa rece și să nu fie caldă la găini. Mai putem să optăm și la câteva cubulețe de gheață puse în apa găinilor, ca să le poate răci apa, să dureze apa mai mult timp rece, să stea mai mult timp apa rece, să zicem așa. Puteți vedeți că am făcut mai multe videoclipuri cum putem să răcorim găinile și acolo să vedeți multe lucruri practice și utile. Găinile se pot opri din ouat din mai multe motive. Mai ales dacă este vară, motivul cel mai important este din cauza căldurii. Din cauza căldurii se pot opri găinile noastre din ouat, poate chiar nu să scadă producția de ouă, chiar poate să se oprească din ouat găinile și să facă o pauză. Trebuie să urmărim un pic găinile să vedem dacă nu este în perioada unde ele schimbă penajul, pentru că toți știm, primăvara și spre toamnă găinile își schimbă penajul. Așa că mai un pic intră perioada sau unele găini deja își schimbă penajul și atunci vedeți, dacă vedeți plin de pene pe unde țineți găinile, în loc unde țineți găinile, atunci este clar că schimbă găinile penajul și aceasta este o problemă, pentru că în perioada când găinile își schimbă penajul se oprește producția de ouă. Dacă voi vreți să le ajutați pe această perioadă unde găinile schimbă penajul, puteți să veniți cu un surplus de proteine, pentru că tot știm, penele găinilor conține proteină, ouăle care îl fac este calciu. Așa că trebuie să veniți cu un surplus de proteine și de calciu ca să ajutați găinile în această perioadă. Dacă vreți să faceți un stimulent bio-natural, găsiți același lucru la noi pe canal sau puteți să optați din comerț să luați ceva vitamine pentru găini. Aveți grijă, dragi prieteni, cu calciu, cât timp dați calciu la găini, cât timp dați stimulent de ouat la găini, puteți să dați și calciu, găsiți calciu furajer, găsiți drojdie de bere furajeră. Cel mai important e să folosim drojdie furajeră la găini și să nu folosim drojdie alimentară care noi o folosim noi la prăjituri, pentru că aceasta fermentează și le poate face rău la găini. Așa că optați pentru drojdia furajeră dacă în caz vreți să creșteți producția de ouă la găini pe perioada verii sau să-l ajutați ca să ouă găinile. Sunt mulți factori, după cum v-am zis la început, care pot să ducă la oprirea găinilor din ouat, dar cel mai important este vara. Trebuie să știm că și găinile mai fac pauză. Atunci trebuie să vedeți, imediat vedeți diferența, dacă voi veniți o zi, două și răcoriți găinile și le puneți apă proaspătă foarte des și le dați ceva rece ca să mănânce. Eu de obicei le dau lubeniță rece ca ele să răcorească, pentru că găinile se răcoresc numai prin cioc și prin labe, atâta se răcoresc găinile. Găinile nu transpiră ca noi oamenii și mai ales dacă aveți o rasă grea de găini, cum avem noi Brahma, atunci trebuie să știm că Brahma și rasele grele de găini, rasele de carne, să spunem așa, suferă mult mai mult din cauza căldurii
și sunt extrem, extrem de afectate. Iar un lucru foarte important, trebuie să vă uitați la ce rasă de găini aveți voi. Dacă aveți o rasă de găini, de exemplu ca Brahma, care face 130 de ouă pe an, atunci nu putem să așteptăm de la Brahma să ne facă în fiecare zi ouă și asta poate să fie o cauză, pentru că el a făcut deja suficiente ouă și nu mai fac ouă. Mai este un aspect foarte important vara, găinile pică cloțe sau cloști, cum vreți voi să-i spuneți, și atunci ele nu mai fac ouă. Toți știm, o găină dacă o pică cloță, ea nu ne mai face ouă. Vedeți foarte ușor dacă o găină a picat cloță, pentru că stă foarte mult timp pe cuibar sau iasă afară și au zis direct că cloncăne și face diferit față de celelalte găini și atunci trebuie să știți sigur că acea găină a picat cloță și din acea cauză nu ne mai face ouă. Trebuie să venim, dacă în caz că vrem ouă, trebuie să venim cu suplimente ca să ajutăm găinile și, cel mai important, vara, apă proaspătă și curățenie la ele, pentru că vara este căldură, în coteț intră plin de muște, plin de gon și atunci trebuie să avem grijă că dacă găinile noastre se îmbolnăvesc și nu menținem găinile sănătoase sau orice animal avem noi în gospodărie, atunci poate să ne afecteze și sănătatea noastră. Acum gândiți-vă, dacă luați un ou de la o găină care este bolnavă și îl consumați, practic vă puteți îmbolnăvi și voi. Deci foarte important, răcoriți găinile, aveți grijă cu udatul la ele, în spațiu unde le țineți, pentru că dacă udăm, dacă noi avem pământ pe jos, putem să udăm teoretic, dar trebuie să avem grijă că se fac niște aburi, practic care noi îi simțim sus când stăm în picioare, practic și suntem la înălțime, simțim așa acei aburi de răcoare care iasă din pământ când noi udăm, dar pentru găini poate să fie foarte periculos și poate chiar să le asfixieze. Aveți grijă și cu răcuritul, cu datul la ele, pentru că nu este nici asta o soluție, să zicem așa. Trebuie să avem grijă să le răcorim vara, să le punem apă proaspătă, să le mai dăm câte o fruct, câte o legumă rece, sau puteți să faceți, eu cel puțin de acum, de câteva zile când este canicula asta la noi, le fac spărtură, măcinătură măruntă, de grâu porumb floarea soarelui, noi cumpărăm, gata făcut. Pun câteva cuburi de gheață, cam 3 cuburi de gheață pun, apă rece de la robinet și tai bucățele de luberiță sau de castravete, depinde ce am eu acasă, le toc mărunt, le pun împreună, le amestec bine, fac ca o pastă mai subțire și așa dau la găini, pentru că și cerealele, găinile foarte greu le digeră vara, pentru că este cald și atunci poate să le afecteze sănătatea lor. Deci dacă v-ați întrebat că de ce găinile nu mai fac ouă, poate să fie mai multe motive. 1. Dacă găinile năpârlesc, veniți cu un surplus de proteine și calciu care să le ajute. Puteți să faceți și calciu din nou, am făcut și noi pe canal și noi mai dăm calciu la găini, dar faceți pe perioadă, nu dați în continuare calciu și nu știu ce concentrat de găini ouătoare și de drojdie furajeră, pentru că atunci nu mai avem ouă bio și naturale la noi acasă. Normal, ce dăm la găini sau ce dăm la animale să mănânce și să beie, aia practic ne dau și ele nouă. Calciu sau proteine, găsiți ce puteți să le dați la găini. Deci dacă găinile năpârlesc, e clar că din cauza asta scade producția de ouă. Pe caniculă, dragi prieteni, scade producția de ouă. Aici trebuie să vedem ce rasă de găini avem, cum le ținem și trebuie să avem, cel mai important, grijă de ele, să le răcorim. Și o să vedeți că dacă o zi, două, răcoriți găinile și le mai dați și un supliment pe lângă, găinile voastre o să înceapă să vă facă, în semn de mulțumire, ouă sănătoase, naturale și foarte, foarte gustoase. Piperul poate să ajute foarte mult pe caniculă, în apa pusă la găini, la fel și oțetul, dar aveți grijă, dragi prieteni, să folosiți oțet de mere, de mere, nu cu aromă de mere, să folosiți oțet de mere. Am făcut și un videoclip cu ambele special. Folosiți oțet de mere în apă la găini, nu folosiți în permanență, folosiți 4, 5, 6 zile pe lună maxim, nu folosiți zilnic, adică nu folosiți în continuare, folosiți o perioadă de timp, după aia vă opriți și iar dați la găini. Ajută foarte mult găinile la caniculă și ajută și foarte mult atunci când găinile își schimbă penajul. Ori alege să puneți piper negru măcinat în apa de bulă la găini, numai un pic, un vârf de cuțit, amestecat bine și lăsat să bea găinile, sau oțet de mere, dragi prieteni, nu le combinați. Sper că v-a ajutat acest videoclip care l-am făcut pentru voi, mă gândeam că poate vreți să știți
unele cauze de ce găinile nu fac ouă. Trebuie să vedeți că găinile suferă din cauza căldurii la fel ca și noi. Ați văzut iarna să opresc găinile din ouat că este frig. La fel și vara să pot opri găinile din ouat pentru că este prea cald și pentru că și ele, ca să producă acele ouă, au nevoie de calciu, de vitamine, de minerale, de proteine și de tot ce mai au găinile nevoie ca să poată să ne producă nouă ouă sănătoase și gustoase pentru micul dejun. Dacă v-a plăcut acest clip care eu l-am făcut astăzi, nu uitați să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu sau să distribuiți. Rămâne la alegerea voastră ce doriți voi să faceți. Dacă nu te-ai abonat, nu uita să o faci pentru că o să urmează multe clipuri frumoase în continuare și nu cred că vrei să le pierzi. Până data viitoare, dragi prieteni, vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Și aveți grijă să răcoriți vara animalele. Ciao, ciao!